Bună, eu sunt Diana, iar în videoul de astăzi o să pregătim împreună piept de pui cu mozzarella roșie și busuioc. Restul ingredientelor o să le vedeți pe parcursul videoului și ca de fiecare dată nu uitați că toate cantitățile și valorile nutriționale le găsiți pe blog. Iar acum haideți să vă arăt cum se prepară rețeta de astăzi. Pentru început o să condimentăm puiul ca să aibă timp să stea puțin să prindă gust. Eu am luat piept de pui deja feliat, așa că nu o să-l mai tăiem. Dacă îl luați întreg și îl tăiați acasă, încercați să nu faceți felii foarte groase. Iar în ceea ce privește condimentele, o să folosesc sare și piper și o să mai adăugăm și boia de ardei dulce sau iute după preferință și usturoi după gust. O să punem condimente pe fiecare bucată și încercăm să le întindem peste tot. Între timp o să punem la încins o tigaie cu o lingură de ulei și o să adăugăm bucățile de pui. O să le lăsăm să se rumenească pe ambele părți și le scoatem din tigaie când sunt aproape gata, pentru că vor mai sta în tigaie și la final puțin și nu vrem să se usuce. Așa că atunci când sunt aproape gata le scoatem într-un vas și le lăsăm deoparte momentan, iar între timp o să pregătim și legumele. Între timp o să tăiem o roșie mare în cubulețe mici, iar pe lângă aceasta o să avem nevoie și de roșii sherry. După ce le-am tăiat mărunt, o să le punem deoparte pe aceste tăiate, iar roșiile sherry o să le tăiem doar în jumătate. După ce tăiem toate roșiile, le adăugăm într-un vas și deasupra punem sare și un mix de ierburi uscate și le amestecăm bine până sunt combinate, urmând ca apoi să le punem și pe acestea în tigaia preîncinsă. O să amestecăm din timp în timp în tigaie ca să nu se prindă și când încep să se gătească, punem și două linguri de pastă de roșii deasupra. O să continuăm să amestecăm până când roșiile sunt acoperite de sos, iar apoi o să punem și busuioc proaspăt după gust. Eu am rupt câteva frunze de busuioc deasupra și le amestec cu roșiile din tigaie. Dacă nu aveți busuioc proaspăt, puteți să-l înlocuiți cu varianta uscată, bineînțeles. Acum amestecăm busuiocul cu roșiile și o să punem în tigaie și 2-3 mâini cu spanac. Deși pare mult acum, o să-și mișoreze foarte mult volumul, așa că nu vă speriați că pare prea mult. Amestecăm și lăsăm pe foc, iar între timp o să tăiem felii de mozzarella, pe care le punem aproape de final peste feliile de pui. Acum o să punem din nou puiul în tigaie și peste feliile de pui o să adăugăm câte o lingură, două din pasta de roșii, busuioc și spanac pe care am făcut-o înainte. Încercați să acoperiți aproape toată felia de pui cu legume și peste legume adăugați o felie de mozzarella pe care o am tăiat-o anterior. O să adăugăm și un mix de ierburi aromatice pe care îl punem peste mozzarella, iar acum lăsăm tigaia cu capac până când se topește mozzarella. Puteți chiar în loc de tigaie să băgați puiul cu mozzarella la cuptor pentru a se topi aceasta, în funcție de cum vă e mai ușor. Iar când mozzarella e topită, o să scoatem puiul pe farfurie și între timp mai tăiem și câteva roșii sherry și mai rupem câteva frunze de busuioc și o să adăugăm la final suc de lămâie peste puiul cu mozzarella și peste roșiile sherry și busuioc. Iar la final o să arate cam așa rețeta de astăzi, iar eu vă urez poftă bună! Dragilor, acesta a fost clipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Ingredientele și valorile nutriționale le găsiți ca de fiecare dată pe blog și nu uitați atunci când încercați rețeta să ne dați tag pe Instagram. Eu v-am pupat, pa, pa!